Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne întâlnim din nou, așa cum ați aflat din materialele promoționale pe care le-am difuzat în ultimele ceasuri. Împreună cu noi este Adrian David, actualul director general al Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara. CASE Hunedoara, în fapt, așa este cunoscută entitatea pe care de o scurtă bucată de vreme o conduce Adrian David. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Chiar dacă suntem în februarie, dați-mi voie să urez celor care urmăresc Mondo TV, n-am avut ocazia până acum să le urez un an nou bun și să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne întoarcem la normalitate. Încet, încet ne întoarcem, vom vedea unde, dacă în normalitate sau în anormalitate. Este de notorietate faptul că ultimul an a fost unul atipic pentru noi. Toți sunt sectoare care au fost prăbușite de pandemie. Practic, cât s-a cheltuit în acest an, probabil, cu sănătatea, uneori justificat, alte ori ba, reprezintă o cifră record, cel puțin după 1989, știut fiind faptul că toată această campanie împotriva răspândirii COVID-19 a fost una care a necesitat resurse importante, repet, uneori justificate, alteori discutabile. Da, e clar că principalul obiectiv al guvernului a fost acela de a reduce răspândirea și pe de-o parte, și ceea ce ne interesează pe noi în această după-amiază e tratarea COVID-ului, pacienților, asigurarea cu stocuri de medicamente, de echipamente, de locuri, de sporirea numărului de locuri în ATI, în secțiile de infecțioase din spitale. Asta a fost principala preocupare, o preocupare foarte costisitoare. Bugetul de sănătate al județului Hunedoara se apropie de 1 miliard de lei. În execuția pentru 2020 se apropie de 1 miliard de lei noi. Asta înseamnă destul de mult. Ca să facem un ordin de mărime, bugetul Consiliului Județean Hunedoara este de 220 de milioane sau bugetul primăriei Deva de 230 de milioane de lei. Nu vreau să mă înțeleagă cineva greșit. Este foarte bine că s-au găsit aceste resurse. Putem să trecem lucrul ăsta în registru pozitiv. Ceea ce e foarte important este ca după această perioadă să rămânem cu instituții sanitare performante, cu practic să învățăm din această criză astfel încât să nu mai fim nevoiți să trecem prin acel moment de panică efectiv sau de moment critic prin care a trecut întreaga omenire, nu numai România. Am fost nevoiți să stăm 2 luni în casă pentru ca țara sau continentul să se organizeze astfel încât să putem să ne luptăm de la egal la egal cu acest inamic care este SARS-CoV-2. Așa, la o primă vedere, la o lună de când am preluat mandatul de director general al casei, pot să vă spun că, din perspectivă financiară, spitalele arată mai bine decât arătau în anul 2019. Volumul de datorii pe care acestea le aveau acumulate a scăzut destul de mult. Asta pentru că pandemia a schimbat regulile comerciale, regulile de contractare, regulile de decontare dintre instituțiile sanitare și casa de asigurări. Dacă în mod normal am fi avut un volum de contract, o sumă prevăzută într-un contract pe care am fi putut să o decontăm, în 2020, începând cu luna mai, lucrurile s-au schimbat și s-au plătit cheltuielile efective făcute de aceste instituții sanitare sub condiția ca cheltuielile suplimentare să fie făcute în legătură cu oprirea pandemiei, fie că discutăm despre stocuri de medicamente, fie că discutăm de echipamente sau de lucrări de îmbunătățire a fluxurilor sau a condițiilor hoteliere.
Cam astea sunt în linii mari chestiunile care țin de bugetul de sănătate pe 2020, iar în 2021 ne așteptăm, din discuțiile pe care le-am avut cu Ministrul Sănătății, cu președintele Casei Naționale, ca sigur să echilibrăm puțin volumul de cheltuieli, dar să se asigure aceeași prioritate pentru spitale și pentru centrele de vaccinare. Acum trecem în etapa a doua și cred că cea mai importantă, aceea de a asigura centrele de vaccinare și cu vaccin, dar și cu specialiști care să asiste și care să se implice efectiv în această procedură. Chiar ieri am avut o întâlnire cu medicii de familie, împreună cu Instituția Prefectului, cu Direcția de Sănătate Publică și cu Colegiul Medicilor, chiar în acest sens, de a încuraja, de a explica, de a stabili o platformă de dialog între instituții și medicii de familie, care vor fi, practic, principala forță pe care se bazează statul în a opri mai repede pandemia, în sensul în care ne vaccinăm cât mai mulți. Așadar, doctorii de familie reprezintă un pion foarte important în tot ceea ce se întâmplă în această perioadă. Mai precis, ce trebuie să facă medicul de familie în aceste zile? Sunt două direcții de lucru pe care le are medicul de familie în această perioadă, în legătură cu vaccinarea. Pe de-o parte, înscrierea în platforma de vaccinare. Sigur, în acest moment, toate cele trei centre de vaccinare din județul Hunedoara au capacitățile de programare epuizate până pe la mijlocul lunii aprilie, dar începând de săptămâna viitoare vor fi deschise încă trei centre noi, la Lupeni, la Hațec și la Călan. Și probabil că începând de luni se vor putea face și programări pentru aceste centre. Deci, medicul de familie, eu zic că are obligația, o să vedem cum arată și noile acte normative, să se ocupe de înscrierea asiguratului care dorește să se vaccineze în platformă, pe de o parte, și pe de altă parte avem nevoie de prezența domniilor lor în centrele de vaccinare, în fiecare centru, care are până la trei fluxuri de vaccinare, adică un flux înseamnă un om care se poate vaccina odată. Dacă avem trei fluxuri, înseamnă că ne gândim și la centre sau vom funcționaliza centre în care se vor putea vaccina trei persoane deodată. Deci la Lupeni, la Călan și la Simeria. La Hațec. Da. La Călan este vorba despre acel centru destinat exclusiv cadrelor didactice? Nu va fi destinat exclusiv, vor fi cu prioritate vaccinate persoanele, cadrele didactice. S-a încercat această exclusivitate pentru cadre didactice, dar din lipsa dozelor de vaccin, practic am ratat momentul important. De ce s-a dorit un centru, și asta a fost o idee bună pe care a avut-o domnul prefect, un centru exclusiv pentru profesori, pentru că începea școala. Asta e o discuție de acum o lună. Începea școala și ar fi fost foarte bine ca cât mai mulți... Am înțeles de ce și-a dorit, dar este important de ce nu s-a reușit. Pentru că Pfizer și Moderna nu ne-au furnizat la timp. Am înțeles, Pfizer și Moderna, dar era important dascării când revin în clase, adică ieri, da, să fi fost imunizați, să fi Corect. Fost toți vaccinați. I-ar fi fost practic imposibil să fie complet imunizați. Știți că ciclul de imunizare durează o lună și jumătate. Era un început, într-adevăr, dar lucrurile astea nu depind numai de capacitățile noastre. Dacă tot discutăm despre județul Hunedoara, vreau să vă spun că noi am fost primul județ care a început vaccinarea. În 28 decembrie noi am fost primul județ care a început efectiv vaccinarea medicilor și ați văzut cât de repede s-au derulat procedurile pentru etapa întâi de vaccinare. Sunt niște probleme în toată lumea, în toată Europa mai ales, cu respectarea contractului de către cei care trebuie să furnizeze cele două tipuri de vaccin. Dar începând cu 15 februarie lucrurile intră în normalitate. Chiar în 15 martie se estimează de către grupul național strategic să facem în jur de 50-55.000 de doze de vaccin în fiecare zi în România. Eu nu mai cred
ce spune acest grup de comunicare strategică, pentru că de foarte multe ori s-a înșelat cu ghilimelele de rigoare. Înțeleg că lucrurile nu depind de ce spunem noi în România, depinde producător, depinde starea vremii, uneori nu se pot ridica avioanele, ați văzut câte probleme au existat. Pe de altă parte, poate mai o pană de cauciuc pe drum, pentru că am văzut, m-am și speriat și lămuriți-mă, de ce transporturile sunt însoțite de poliție și de jandarmerie. Eram pe la Hârlău, undeva în apropierea Iașului, Botoșani, Iași. Și dintr-o dată am văzut toate mașinile trase pe dreapta, venea o mașină a poliției, o dubă în mijloc și jandarmeria în spate. Și am aflat, apoi am descălcit misterul, era adus vaccinul. Nu înțeleg de ce nu sunt aduse așa citostaticele sau medicamentele pentru cei care suferă de diabet. Vaccinul ăsta ce are de facem atâta zarvă când îl aducem? Să vadă lumea, nu? Că... Este o bună întrebare. Să știți că nu e competența mea nici măcar. Nu, dar vă întreb, poate ați auzit. Înțeleg că ține doar de viteza de reacție a autorităților care își doresc ca să ajungă cât mai repede în centrele de vaccinare substanțele. Dacă tot se întârzie atât de mult, măcar autoritățile vor să-i dea importanța cuvenită chiar și pe ultima 100 de metri. Acum discutăm despre un vaccin, dacă să discutăm de Pfizer, foarte sau destul de instabil. În câteva zile trebuie administrat, altfel trebuie să fie efectiv aruncat la coșul de gunoi, ghilimele. Dar și probabil asta e una dintre rațiunile care a stat la baza acestei desfășurări de forțe pentru a ajunge în centrele de vaccinare. E foarte important, ca să concluzionez, e foarte important aportul pe care l-au medicii de familie. În următoarea perioadă se va pune foarte mare accent pe efortul lor. Sunt și bine plătiți. Chiar azi am avut o videoconferință cu conducerea Casei Naționale și am discutat un pic despre modalitățile de contractare a acestor ore suplimentare pe care le fac medicii de familie. Noi am asigurat de tot sprijinul nostru, am avut chiar discuții tet-a-tet și cu medicii de familie, cu câțiva medici de familie din Valea Jiului, legat de modul de comunicare și de lucru dintre case și ei, pentru că trebuie corelat programul de consultări, de consultații, programul lor de teren, programul de monitorizare care l-au și cu prezența lor fizică, efectivă, în centrele de vaccinare. S-a decis că în fiecare centru de vaccinare trebuie să fie 2 medici de familie, sau mă rog, orice medic care are o specialitate, dar e clar că medicii de familie vor fi cei mai implicați. Un medic pe partea de triaj epidemiologic, celălalt medic pe partea de monitorizare post-administrare, adică acele 15 minute pe care pacientul le mai petrece în centrul de vaccinare pentru a vedea dacă are sau nu are un efect advers imediat. Bun, în condițiile în care deschideți 3 centre noi, unul în Valea Jiului, unul în Țara Hațegului, altul la Călan, aveți numărul de medici necesar pentru a deservi aceste centre? Noi ne-am ocupat personal, rolul nostru al Casei de Asigurări de Sănătate nu este un rol direct de a ne implica în dotarea acestor centre, utilarea lor și mai departe, ci doar primăriile și DSP-ul. Dar noi am funcționat ca un mediator între și un comunicator activ între DSP și prefectură și medicii de familie. Pot să vă spun că m-am ocupat personal direct de centrul de la Călan, în care vom avea 8 medici care vor funcționa acolo, nu 6 cum ar fi normal, sau mă rog, minimum necesar. Lucrurile stau destul de bine. Se pregătește și centrul de la Brad și centrul de la Orăștie pentru a fi de asemenea în cât cel mai scurt timp posibil să fie pornite efectiv pentru vaccinarea populației. Tot în etapa a doua. Persoane vulnerabile, persoane peste 65 de ani. Să știți că reacțiile medicilor de familie sunt mai degrabă pentru a sprijini activitatea de vaccinare,
Este un efort substanțial pe care îl fac, sunt și anumite riscuri la care se expun, pentru că majoritatea sunt oameni în vârstă, fac parte din categorii vulnerabile și totuși accept această provocare. Oamenii sunt speriați, mulți dintre ei nu știu ce să facă, așteaptă pe cineva să le spună să se vaccineze sau să nu se vaccineze. Cu toate acestea, locurile până la jumătatea lunii aprilie sunt ocupate, nu mai există locuri disponibile. Spuneți-mi că m-au întrebat oameni, știind că mă întâlnesc cu dumneavoastră, de ce au fost programate persoane din Valea Jiului să se vaccineze, de pildă, la Novaci sau în alte părți? S-au întâmplat și astfel de lucruri? Da, chiar am discutat cu câteva persoane care au ales această variantă. Cei care s-au programat telefonic au avut posibilitatea de a alege. Li s-a spus că sunt centre în proximitatea lor, chiar în alte județe, în județe limitrofe, în care ar putea avea acces mai repede, ar putea fi programați mai repede și oamenii au ales această variantă. Ce pot să vă spun este că programările acestea pot fi modificate, se poate renunța la ele. Oamenii, dacă găsesc alte soluții, după ce se deschid centrele, se pot reprograma un pic mai repede sau un pic mai aproape de casă, fără să facă acest efort de a se deplasa 50-100 de kilometri, dar există și o categorie de oameni care sunt dispuși să facă aceste drumuri lungi și să consume resurse numai pentru a reuși să se vaccineze mai rapid. Există, așa cum sunt unii care nu doresc sub nicio formă să se vaccineze, nu cred în forța acestui vaccin de a opri pandemia sau încă nu sunt lămuriți asupra efectelor benefice pe care le are asupra noastră. Alții fac tot posibilul să se vaccineze cât mai repede. Sunt unii care vor chiar și peste rând, fac presiuni să se găsească soluții. Încearcă mișelește să sară rândul. Da. Acum fiecare, știți cum e. Când e vorba de sănătatea omului, nu poți să-l acuzi. V-ați vaccinat? Da, m-am vaccinat. Urmează să fac rapelul. Eu, așa cum știți, am fost din momentul în care se discuta despre vaccin, și eu și toată familia suntem pro-vaccinare, ca să spun așa. Eu cred că timpul trece, doar de la noi trece, cum spune vorba populară, și ar fi păcat dacă avem această soluție a vaccinării să nu o folosim cu cât mai repede, cu atât mai bine. Da, dumneavoastră în care categorie v-ați încadrat? Personal esențial, categoria a doua. Am și câteva suferințe cronice, după cum se vede, una dintre ele este evidentă. Și, mă rog. Cu ce vaccin v-ați vaccinat? Aș fi ales oricare dintre cele trei vaccine, dar la centrul la care m-am vaccinat eu se administra Pfizer. Nu e, cred că atâta vreme cât autorități la nivel european, la nivel mondial, au acreditat, au validat aceste medicamente, aceste tratamente, cred că oricare dintre ele este bun pentru noi. Cât sunteți ferit de contactarea virusului? Știu că dumneavoastră ați trecut de două ori prin această experiență. Odată chiar la început ați avut șansa, cu ghilimelele de rigoare, să fiți plimbat cu izoleta pe ruta Deva Timișoara. Sigur, în cele din urmă s-a dovedit că izoleta nu este întocmai atât de importantă precum ne-am imaginat la începutul acestei pandemii. Apoi v-ați dus pe picioarele dumneavoastră, a doua oară în toamnă, după campania electorală, undeva în octombrie. Cu toate acestea, după două infectări, ați ales să vă vaccinați. Ar trebui să aveți o imunitate de piatră. Mă rog, depinde din ce perspectivă vă uitați. Eu zic că nu am de piatră. Dacă m-am infectat de două ori în interval de 6 luni, în condițiile în care am făcut tot ce era omenește posibil, să limitez contactele, să respect regulile de distanțare, n-aș zice că am tocmai o imunitate bună, dar am ales vaccinarea pentru că
E o cale sigură. Nu știu, nu sunt lucruri foarte bine aprofundate, nu există un termen îndelungat în care oamenii pe care să-l avem noi ca și ordin de mărime. Sunt doar calcule și presupuneri. În momentul în care o să văd din analizele de sânge că numărul de anticorpi o să scadă, probabil că o să mă revaccinez. Eu sper să fie asta cât mai târziu. Am înțeles că după ultimele calcule, protecția împotriva SARS-CoV-2 în urma vaccinării se întinde pe durata mai multor ani. Nu neapărat un an sau 6 luni, cum era discutat inițial. Depinde de la om la om. Că, până la urmă, minunea asta care e omul nu poate fi trecut într-o categorie sau alta. Fiecare o experiență unică și un organism care are reacții diferite la acelea stimuli. Spuneți-mi, la acest moment, după socotelile dumneavoastră, cu centrele pe care le aveți deschise, centrele care sunt deschise la nivelul județului Hunedoara, când veți isprăvi cu campania de vaccinare? E prematur. Dacă discutăm de momentul 15 martie, în care statul își propune, guvernul își propune să facă 50.000, 55.000 de vaccinări pe zi, putem doar să facem niște calcule matematice, să vedem cam cât am putea noi într-un județ Hunedoara să vaccinăm într-o zi, dar cu 13 centre care pot face în 12 ore 60 de, cel puțin 60 de vaccine fiecare, înseamnă câteva sute de oameni într-o zi. În județul nostru ne putea întinde ca să ajungem la 50% imunizare undeva spre sfârșitul anului. Cam asta ar fi o țintă previzibilă. Și la fel în țară. Deci dacă reușim să ajungem la finalul anului la 50% populație imunizată, putem să spunem că e un obiectiv atins. Mai e mult până atunci. Vedem și cum reacționează. Suntem într-un moment, în această etapă a doua, în care majoritatea vor să se vaccineze. Problema este că vom intra în etapa a treia, aici e toată populația, sunt și oameni tineri, foarte tineri, 18, 20, 30 de ani. Ei știu că nu îi afectează foarte mult acest virus. La momentul acela, majoritatea vârstnicilor și suferinților deja vor fi fost vaccinați și atunci e un moment psihologic important, care trebuie tratat cu foarte mare seriozitate de toată lumea. Ca să ajungem la disciplina pe care o au izraelienii, că deja am înțeles că undeva la 70% din populație vaccinată, ar trebui să ne gândim la exemplul ăsta, la modul lor de lucru, la respectul care l-au față de comunitate și să vedem dacă cumva e posibil să reacționăm și noi la fel. Vor mai fi, din informațiile pe care le aveți, acceptate și alte produse, vaccine, este vorba de produsul din Rusia și cel din China? Știu că se fac demersuri din partea producătorilor pentru ca aceste vaccinuri să fie acceptate. Eu tot ce pot să vă spun este că în momentul în care Comisia Europeană va da lumină verde pentru alte tipuri de vaccin, cu siguranță acestea vor fi distribuite. Înțeleg și în Germania. Există semnale România. Din Germania, există semnale din mai multe. Acum, dacă state, să discutăm omenește, să presupunem că am fi doar noi doi și camerele ar fi oprite, eu nu văd de ce nu ar fi necesar ca acestea măcar să fie luate în considerare exact. De către autoritățile dincolo de asta, europene. Să nu uităm că atât Rusia cât și China au trimis oameni în cosmos, în dictaturi. Nu te prea joci cu experiență, pentru că savanții care greșesc ar putea să răspundă mult mai drastic decât un producător din Da, acum eu sunt Europa. Sigur că nimeni, plecând de la, nu știu, principiul bunei credințe, care cred că ne guvernează pe 99% dintre noi, nu cred că cineva ar fi atât de nu știu, inuman, că ăsta cred că e cuvântul, încât să lanseze pe piață un produs. Absolut nu. Doar că, probabil, la nivel de cercetare, știți foarte bine, în România există un
analfabetism cras în legătură cu cunoașterea Rusiei în materie de cercetare, atât Rusia cât și China alocă resurse inepuizabile. Acolo nu se pune problema. Savanții sunt cam puf în aceste state. La momentul când greșesc, sigur, lucrurile se schimbă. Dar am auzit multă lume care așteaptă vaccinul din China, așteaptă vaccinul din Rusia. Eu cred că ar trebui să există o paletă cât mai largă. Și eu, ca și dumneavoastră, cred că măcar ar trebui să fie luate în considerare și analizate de autoritățile care au lăsat vaccinurile astea americane, britanice, le-au lăsat pe piață. Ar trebui măcar să analizeze și celelalte vaccinuri. Am înțeles că mai sunt și alte firme care lucrează, sau, mă rog, companii farmaceutice. Premierul spune că și noi în România... Bucuria mea asta ar fi că nu știu dacă vom reuși să dezvoltăm, dar se pare că vom produce vaccin, ceea ce pentru mine e important așa, sufletește, să mă mândresc eu că sunt român și mă gândesc că... Parcă m-am mai vaccinat odată de bucurie, dar să știu că e produs în România. Acolo, pe malul Dâmboviței? Și noi am avut o tradiție în zona cercetării. Absolut. Și am avut medicamente chiar foarte căutate în lume și foarte benefice chiar și pentru aceste virusuri de iarnă, să le spunem. Am avut de-a lungul timpului oameni, un domn Paulescu. Da. Dacă ne spune ceva, cruia i-a fost furată una dintre marile invenții de care astăzi beneficiază sute și sute de milioane de oameni, este celebra insulină, o întreagă poveste legată de Paulescu. M-am uitat într-o zi ce înseamnă memoria în România, adică nimic. Institutul Paulescu, undeva în spatele Patriarhiei Române, lângă Biserica Sfântul Nicolae, este împrejmuit de buruieni, de un gard prăpădit, acolo își mai desfășoară activitatea câțiva oameni, din păcate. Asta înseamnă memoria în România. Bun, întorcându-ne în zilele noastre, care este, domnule director, situația la momentul la care vorbim în spitalele din județ? Cum stăm, practic, după această paralizie, după acest șoc din 2020? Văd că ați venit precum Romeo Beja pe vremuri cu un catastif întreg. Nu, am avut doar câteva cifre. Intuiam o parte din subiectele de discuție, o altă m-ați și avertizat că vreți să vin pregătit ca să... Da, să avem niște cifre. Exact. Să avem niște cifre. Vă spuneam de influențele pe care au dus pandemia asupra cheltuielilor spitalelor și a sumelor pe care le-a decontat Casa de Asigurări de Sănătate în 2020. Casa de Asigurări, vă spun că sunt probabil mulți care nu știu, plătește și cheltuiala salarială și cheltuiala de o parte din cheltuiala de dotări, de funcționare, mă rog, programele naționale de sănătate, sumele astea, investigații paraclinice, sumele astea vin la decontare la Casa de Asigurări. Există acel contract pe care îl are fiecare spital cu casa, care are o anumită sumă prevăzută în fiecare an, în fiecare lună, iar depășirile de contract sunt, practic, sumele pe care le-a plătit Guvernul României pentru această perioadă de pandemie, iar în județul Hunedoara, pot să vă dau o cifră exactă pentru 2020, este vorba de 41,16 milioane de lei. Asta este suma decontată într-un an de cele 13 spitale care au fost fie COVID, fie suport COVID în această perioadă și au putut avea depășirea ale contractului. 13,5 milioane de lei a încasat spitalul din Deva, 10,3 milioane spitalul din Hunedoara, 1,9 milioane spitalul din Petroșani, cu mențiunea că spitalul din Petroșani este COVID doar din noiembrie, cred, sau decembrie. Mă rog, sume mai mari, uite, la Lupeni 2,9 milioane de lei, Vulcanul 4 milioane, Orăștia și, mă rog, sume mai mici, de ordinul sutelor de mii,
celelalte spitale și sanatorii din județ. Deci cam 41,16 milioane de lei sunt cheltuielile legate de COVID făcute de spitale. Asta nu includ transferurile venite de la primărie și de la Consiliul Județean, care, dacă ne amintim, în luna martie, primăria Petroșani a alocat, dacă mi amintesc bine, în jur de 1 milion de lei, plus acea sumă pentru aparatul de testare real-time PCR, care, din discuțiile pe care am avut cu domnul director Vasilescu, cred că în câteva zile va fi pus în funcțiune. Sumele sunt destul de mari. Și asta, pe de-o parte, mă rog, generează un oarecare deficit în bugetul de sănătate al județului, dar, să fim și sinceri, a și putut să repare parte din greutățile și din găurile din bugetele spitalelor. Dacă astăzi mai există vreun spital care nu are stocuri de medicamente, care nu are echipamente, asta ar trebui să ridice un semn foarte mare de întrebare și o spun pe șleau, pentru că știu că ne urmăresc foarte mulți oameni care sunt și pacienți și care poate mai sunt puși în situația de a aduce de acasă câte un medicament sau de a-și cumpăra din farmacia, din curtea spitalului câte ceva. Nu ar trebui să avem această situație, pentru că spitalele acum au foarte mulți bani, au foarte multe dotări, nu le îngrădește nimeni niciun fel de cheltuială în acest moment. Și cred că lucrurile astea se vor continua cel puțin câteva luni de acum încolo. Există o problemă pe care o reclamă nu puțini oameni, o problemă de percepție la nivelul spitalelor din România în general, la nivelul spitalelor din județul Hunedoara. Dacă cineva nu sună, dacă cineva nu vine cu atenție, nu ești băgat în seamă. Chiar și în aceste momente sunt mesaje în acest sens. Nu vreau să generalizăm, sunt medici excepționali în toate unitățile spitalicești din Valea Jiului, la Lupeni, la Vulcan, la Petroșani, medici pentru care bag mâna în foc, niciodată nu ar condiționa actul medical de o atenție. Sunt însă și cazuri de notorietate, oameni care funcționează într-un automatism. Și ouul, și găina, și tulpina, și toate condiționând, repet, actul medical de plic. Nu e vorba de faptul că unui om îi face plăcere, repet, să-i ofere unui medic o atenție. Este vorba despre condiționarea actului medical, adică nu-ți fac dacă nu-mi dai. Domnul Răgutesc, asta eu sper, din tot sufletul, că sunt cazuri izolate, condiționările astea. Eu nu cred că e o faptă mai abominabilă decât să condiționezi vindecarea cuiva, tratarea cuiva de o sumă de bani, oricare ar fi ea. Că în cultura noastră există acest obicei de a lăsa un cadou pentru medic, asta e o chestiune care ține de noi și dacă noi vrem să o schimbăm, ține de atitudinea noastră personală, absolut, fiecare dintre noi. Asta nu putem să mergem să spunem, domnule, că uite, dacă a trebuit să dai un plic sau atenție, deja asta e o faptă abominabilă și rămân la părerea că dacă mai există situații de genul ăsta, sunt izolate. Am văzut situații, scandaluri la nivel național pe temele astea și... Chiar în aceste momente este un scandal în plină desfășurare la un spital din vestul României. Un loc la ATI, câteva sute de euro. Deci asta este incredibil, doamnelor și domnilor. Din acest punct de vedere, acei oameni ar trebui legați nu peste două ceasuri, acum. Și eu zic la fel ca dumneavoastră, dar nu pot să nu confirm sau să nu întăresc ce spuneați dumneavoastră legat despre oameni excepționali care muncesc zi și noapte. Zi și noapte răspund la telefon la orice oră. Acum, eu numărul meu de telefon cred că are foarte multă lume și sunt sunat pentru, nu știu,
și să aflăm care este starea unui anumit pacient. E complicată comunicarea între pacienți și familie, între pacienți și aparținători, în condițiile astea de carantină a spitalelor, nu ai voie să mergi. Medicii sunt foarte încărcați, muncesc foarte mult și ajung familie să nu mai știe cât, nu știu, zile întregi de starea celui drag care este internat undeva. Sunt sunat, la rândul meu sun. E o perioadă în care trebuie să fim foarte aproape unii de alții și nu cred că e mare lucru să facem un efort în plus, numai ca să știe cel de acasă că e bine sau mai puțin bine omul drag din spital. Asta e una, dar să pretinzi un anumit favor sau o anumită sumă pentru a face bine unui om este cumplit și nu știu, așa, refuz să cred că încă e posibil așa ceva în România. Dumneavoastră, să ne îndreptăm într-o direcție, într-o altă direcție. Puteți să refuzați, dar există astfel de cazuri în România. Mi-e greu cunoaștem pe... să discut despre ele. Asta e tot. Mi-e foarte greu. Știm despre ce s-a discutat de-a lungul timpului în foarte multe unități spitalicești din județul Hunedoara, din România. Cum eu nu înțeleg, dacă dumneavoastră spuneți că plătiți, de ce mai există încă spitale unde pacientul este trimis să-și cumpere leucoplastul, piramidonul... Uite, aș vrea să știm și noi. Așa mai departe. Eu aș vrea ca cei care nu urmăresc să sună la Mondo și să spună: domnule, uite, sunt internat în spitalul cu tare și mi s-a cerut să-mi aduc de acasă medicamentul ăsta. Pentru că, din câte știu eu și credeți-mă că sunt foarte bine informat, nu avem probleme de stocuri de medicamente nicăieri. Niciuna dintre cele 13 unități spitalicești din județul nostru. Nici la Petroșani, nici la Brad, nicăieri. Peste tot magazinele sunt pline. Burdușite de leacuri. De leacuri și de tot ce trebuie ca oamenii să fie tratați cum se cuvine. Ăsta este și scopul pentru care guvernul a decis să dea drumul la cheltuielile astea în plus pentru pandemie, tocmai pentru ca să se repare acele probleme care au, că într-adevăr Spitalul Județean din Deva era într-o situație critică financiar. Nici acum nu cred că e foarte bine, dar măcar nu mai există datorile alea de 15-16 milioane de lei care le aveau la furnizori. Furnizori care, sigur, la un moment dat opreau dubele. Păi, da. Când trec 6 luni, 8 luni și nu se mai plătesc, când facturile scadente tot se întind în timp și nu se mai achită, clar că se iau măsuri la un moment dat. Am dat exemplul ăsta pentru că e o situație destul de complicată pentru Spitalul Județean de Urgență. A tot fost dat, din păcate, exemplu negativ în perioada de vârf a pandemiei. Mai sunt și alte spitale care sunt într-o situație complicată, cum ar fi sanatoriile de la Brad sau de la Giurgiu, în sensul că ei au probleme de adresabilitate și o să vedem în etapa post-COVID cum vor reuși să-și gestioneze. Probleme de adresabilitate? Da. TBC-ul este o boală în curs de eradicare în Europa. 2030 este termenul limită pentru asumat de către Comisia Europeană pentru ca tuberculoza să fie eradicată. Există și un vaccin, nu? Există și tratamente. Noi avem două sanatorii în județul Hunedoara care tratează TBC. Aceste instituții, din punctul meu de vedere, trebuie să se reformeze dacă vor să devină competitive. Ce înseamnă o reformă în acest sens? Pentru că acolo multe lucruri există o infrastructură, există un personal calificat în acest sens. Da, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri de spus. Acolo există o conducere, există o autoritate. Cum le vedeți care dumneavoastră? Eu cred că trebuie făcut o analiză foarte serioasă a pieței, dacă îmi permite să transformăm într-o chestiune economică. Spitalele, ca să supraviețuiască în primul rând, au nevoie să producă bani. Ele produc bani, sigur. Da, produc bani din contractele care le au fie cu casa, fie cu privații. Ca să producă bani, înseamnă că trebuie să trateze pacienți. Pacienții trebuie tratați de bolile care suferă, nu de bolile care credem noi că suferă. Nu mai poți să te numești sanatoriu TBC dacă nu mai ai oameni bolnavi de TBC în județ. Asta e o chestiune.
altă chestiune, sigur, ține legat, poți, nu știu, poate că județul ăsta are nevoie de secții, mai multe secții de pentru boli în fază terminală, pentru oncologie, pentru clinici, pentru cei care suferă de diabet. Sunt multe lucruri, sunt multe nișe, sunt multe zone în care încă la care încă suferim. Mulți pacienți, sunt peste 2000 de pacienți oncologici, 20 ceva de mii de pacienți diabetici care sunt înscriși în programele de sănătate. Eu vorbesc despre cei care ca mine, care au hipertensiune, nu sunt trecut hipertensiv, dar mă tratez. Înțelegeți? Bun, cum decurg aceste programe naționale, programe speciale care trec prin casa pe care dumneavoastră o conduce? Și aici e vorba de programul pentru oncologie, e vorba de programul pentru diabet, e vorba de programul pentru boli rare și așa mai departe. Noi, eu zic că avem o relație și o comunicare foarte bună. Chiar să ne străduim să fim foarte proactivi în privința soluționării tuturor celor pe care le avem în acest sens. Asta pentru că, și pentru că guvernul se preocupă și s-a preocupat de-a lungul timpului, indiferent de partidul care a condus țara, ca acești pacienți să fie tratați cu prioritate. Dacă discutăm despre sume, sunt de ordinul zecilor, sutelor de milioane care se consumă în județ în fiecare an, zecilor de milioane care se consumă în fiecare an. Dacă vreți, vă și dau o sumă exactă, sunt 109 milioane cheltuiți în 2020. Pe aceste programe naționale? Pe programele naționale de sănătate. Practic, care dintre acestea atrage cele mai mari sume? Oncologia și diabetul. Oncologia și cu diabetul. Precizarea că avem 2063 de beneficiari de tratamente oncologice și 22.000 de beneficiari de tratamente bun, pentru diabet zaharat, iar suma este egală, 40 aici, de milioane. Aici este vorba, sigur, de cei care se tratează în județul Hunedoara, pentru că și în cazul oncologiei și în cazul pacienților diabetici, mulți dintre aceștia se duc și în alte direcții, înspre institutele. Sunt costurile pentru județul Hunedoara. Mari. Deci, costurile cu cei care se tratează în județul Hunedoara. Cu bolnavi din județul Hunedoara și cu tratamentele pe care le fac la noi. În județul Hunedoara. Da, exact. În spitalele. Foarte important de precizat și acest lucru. Institutele atrag atât Ioan Chirecuță cât și Fundeniul. Sunt costuri foarte mari pe medicamente. Iar medicamentele sunt furnizate la domiciliu. Noi decontăm medicamentele cu excepția perioadei în care pacienții sunt spitalizați în alte deci, centre. Practic, dacă un pacient oncologic își face citostaticele la Fundeni sau la Cluj, la Ioan Chirecuță, tot dumneavoastră le plătiți? Nu. Citostaticele, aceste investigații și aceste tratamente aplicate sunt decontate de casele respective. Există niște proceduri de decontare și compensare între casele de sănătate pentru aceste tratamente. Noi decontăm ce se tratează în județul nostru. Deci ce se tratează la Petroșani, la Hunedoara, la Deva, da. Cred că aici sunt singurele secții, compartimente de oncologie din județ, deși în mod evident este nevoie ca aceste secții să fie compartimente în unele cazuri dimensionate pe nevoi. La Petroșani, doctorul Mariana Molunar este un erou care practic de la prima oră până târziu noapte vede sute de pacienți din Valea Jiului, poate chiar mii pe care are sub observație. Iar acest lucru ar trebui să reprezinte un serios semnal de alarmă pentru autorități. Sunt foarte puțini medici care la aceste momente gestionează problemele celor cu diabet și asta este o altă nevoie a sistemului. Da, cea mai mare problemă a noastră, eu așa zic și cred că se va acutiza în următoarea perioadă, este lipsa de specialiști. Fie că discutăm despre aceste tipuri de specialiști de boli extrem de complexe, cum ar fi cele oncologice,
Nici diabetolog, să știți că nu mai avem. Asta spuneam. Și suntem în situația în care în curând nu o să mai avem nici medici de familie. Pentru că în momentul de față sunt 209 medici de familie cu contract, în contract cu casa în județul Hunedoara, mult sub necesar. Eu estimez că dacă e să ne raportăm doar la prevederile din legea de sănătății, care spun că ar trebui să aibă undeva la 2000 de pacienți maximum și noi avem medici care au 3000-3500 de pacienți în listă, pentru că nu au oamenii ce să facă, nu au unde să se ducă. Sunt obligați să ia cei pe care sunt în lucru în acest moment. E bine, aproape treime dintre acești medici de familie sunt foarte aproape de pensie. Iar interesul pentru această specializare de medic de familie, culmea este o specializare, dacă până nu știu, acum 15 ani sau cred că 20 de ani se putea, cine era medic generalist putea să opteze pentru a face acest tip de medicină primară. Acum e nevoie de, din 2008 începând, este nevoie de specialitate. Iar la rezidențiat, medicii aleg alte specializări în afara medicinei de familie. Preferă să lucreze în spitale, preferă să facă cercetare, preferă să facă, eu știu, orice altceva în afara de medicină de familie. În concluzie, o să vă dau exemplu Devei, care are 31 de medici de familie care funcționează în acest moment și în următorii 5 ani vor ieși la pensie 12, 13. În județul Hunedoara, în ultimii 5 ani, au venit 8 medici de familie. Sunt probleme mari. Este și avem 15, și o specializare înspre care nu se îndreaptă mulți. Nu, se îndreaptă. Medicina sunt 15 familie. Localități, 15 UAT-uri în județul Hunedoara care nu au medic de familie. Acum am format un grup de lucru de când am venit eu. Probabil e vorba de comune mici. Păi Zamul nu e o comună așa mică, de exemplu. La Zam există alți specialiști. Din păcate nu pot face medicină de familie. E vorba despre primul contact pe care îl ai când ai o suferință, mai ales pentru cronici, mai ales pentru persoanele în vârstă care suferă de boli cronice, au nevoie să aibă aproape un medic de familie care să se consulte, care să le facă bilete de trimitere pentru către evident, specialiști. A fost și minimalizat rolul medicilor de să știți că familie. Da. Să știți că da. O perioadă bună de timp, da. O perioadă bună de timp a fost minimalizat, o perioadă bună de timp au fost discrepanțe mari între veniturile lor. Într-o perioadă chiar au avut venituri foarte mari, apoi foarte mici. Acum se reglează cumva lucrurile. Dacă s-o regla. Da, este o problemă cu medicii de familie, pentru că ei ar trebui să fie cumva coordonatorii fiecărui pacient, sănătății fiecăruia dintre noi, să ne trimitem spre un specialist, să ne îndemne să ne facem analizele. Sigur, sunt și medici de familie care fac acest lucru, sunt și medici de familie care nu fac acest lucru, însă ne vedem acum în această situație 15 UAT-uri din județul Hunedoara, prin care și trage un semnal de alarmă prin această afirmație invitatul meu de astăzi. Nu au medic de familie. Este un lucru foarte grav. Nu știu câți dintre noi conștientizează. Și medicina de familie e totuși frumoasă. Adică nu-ți moare pacientul pe masă. Doamne ferește. Da. Așa cum se întâmplă în alte spitale, specialități. Nu este complicat din acest punct de vedere. Sigur, sunt resurse importante pe care trebuie să le aloci în primul rând mentale în această direcție, trebuie să ai capul tare pe românește ca să reziști în medicina de familie. Chiar mi-am propus o emisiune cu câțiva medici de familie din Valea Jiului pentru că sunt probleme specifice. Da, sunt probleme specifice și eu am discutat pe marginea unor astfel de probleme cu medicii de câțiva medici de familie din Valea Jiului. Am tras semnalul ăsta de alarmă și la nivelul Ministerului. Am format un grup de lucru împreună cu prefectul județului Hunedoara, cu Colegiul Medicilor și cu autoritățile locale și în curând o să emitem un document comun în care o să propunem niște modificări legislative. Pe de-o parte, și asta am discutat-o și cu doamna vicepreședintea Casei Naționale, cu doamna Cojan, ieri. Pe de o parte, cred că e nevoie ca medicii de familie pentru zonele astea izolate să fie stimulați. Există o formulă de stimulare financiară a lor, dar ar trebui modificată
ca să fie mai atractivă. Pe de altă parte, eu cred că ar trebui implicați și să li se dea posibilitatea autorităților locale să investească în activitatea acestor cabinete medicale individuale. Adică, primarul de la Zan mi-a spus, domnule, eu vreau, Sorin Nistor, un om extraordinar, eu vreau să donez sau să am posibilitatea legală să transfer în proprietatea medicului de familie un cabinet, să-l dotez eu, să-i plătesc transportul de la locuință, dacă locuiești într-un oraș în proximitatea ZAM-ului și să vină zilnic să fac acest traseu, pentru că am nevoie, 80% din populația comunei sunt oameni cu probleme cronice, oameni în vârstă care au nevoie de medicul de familie și există această dorință din partea autorităților locale de a se implica activ în derularea activității medicilor de familie. Pe de altă, într-o altă măsură, poate dacă s-ar reveni la varianta în care medicul de familie să nu fie neapărat nevoie să fie medic specialist, ci orice absolvent de facultate de medicină să facă un curs, nu știu, o pregătire de câteva luni, ca apoi să poată deveni medic de familie, pentru că totuși medicii de familie au niște îngrădiri față de specialiști. Sunt anumite medicamente care nu le pot prescrie, sunt anumite investigații care nu le pot face și atunci ar trebui să fie cumva o relaxată aceste prevederi care acum le îngrădesc activitatea. Mulțumesc pentru că ați venit în această după-amiază. A fost o discuție mai mult decât interesantă. Varea Jiului are un om la cel mai înalt nivel, director la Casa de Asigurări de Sănătate. Este o șansă pentru unitățile spitalicești din Valea Jiului, este o șansă pentru administrațiile publice locale de aici. Poate ne mai dați pe sumână niște paturi. Bun. Știți că e mereu problema paturilor. Ați lăsat-o acum la final să nici nu mai pot interveni. Da, este o strategie. Mulțumesc că și eu vă mulțumesc. Ați venit. Asta a fost totul, doamnelor și domnilor. Mâine ne întâlnim cu primarul orașului Petrila, domnul Vasilică Jurca, să vedem ce se întâmplă cu exploatarea minieră Petrila, care ar trebui să ajungă la Consiliul Județean Hunedoara. Deocamdată nu ajunge. Veți afla amănunte și în jurnalul Mondo TV. Acum, doamnelor și domnilor, urmează o emisiune specială înregistrată cu mulți ani în urmă de colegul nostru Genu Tuțu. Astăzi împlinesc 14 ani de la plecarea la cele veșnice. Dragi colegi de breaslă, nu mai scrieți dragă, vorba lui Dem Rădulescu, neființă. Apropo, și președintele Partidului Național Liberal din județul Hunedoara, doamna ministru secretar de stat Vetuța Stănescu, face aceeași greșeală dacă ești creștin. Nu există neființă, există veșnicie. Mă deranjează acest termen care este vehiculat în spațiul public de foarte multe ori. Am văzut o postare a, da, din păcate, decedat doamnei primarul comunei Vetuța Romos Stănescu. Dumnezeu să-l ierte. Dar nu există neființă, există veșnicie dacă ești creștin și din câte știu, doamna Vetuța Stănescu este un sunt sigur că ne urmărește și bun cred că creștin. Pe doamna când, ministru secretar de stat. Pe când o să terminăm noi emisiunea, deja va fi corectată. Așadar, se împlinesc 14 ani de la plecarea la cele veșnice ale fostului primar al Petroșanului, domnul Carol Schroeter. Veți vedea un interviu realizat de Genu Tuțu, repet, în urmă cu mulți ani de zile, multe picanterii. Genu era și mai slab cu vreo 30-40 de kilograme și mai tânăr, într-un dialog foarte interesant cu Carol Schroeter, fostul primar, aproape două mandate al municipiului Petroșani. Mulțumim că v-ați uitat la noi, dacă ați făcut acest lucru, vizionare în continuare liniștită.